zidit așa cum stăm în picioare, să lăudăm pe Dumnezeul nostru care merită lucrul acesta. Poetul cântării aducea glorie, laudă, slavă, cinste pentru faptul că El merită, pentru că îndurarea, bunătatea, dragostea Lui s-a arătat față de noi și în dimineața aceasta împreună suntem iarăși în casa Lui, în prezența Lui, închinându-ne înaintea Lui. Dorim ca binecuvântarea, dragostea și bunătatea Lui să fie în continuare peste fiecare din noi. Isaia spunea în capitolul 54, în versetul 10, cel puțin trei motive pentru care suntem datori să-i mulțumim, să-i fim recunoscători Dumnezeului nostru și să-i aducem cinstea care îi se cuvine. Spunea el: pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă. Iată ce făgăduinți frumoase ne face Dumnezeu în casa Lui, în prezența Lui, înaintea Lui și în dimineața aceasta. Dumnezeu este așa de bun cu fiecare din noi și ne spune că pot să se mute munții, dealurile, lucruri care pentru noi ni se par imposibile, dar dragostea Lui față de fiecare din noi și de la noi nu se va muta. Ce promisiune măreață! Noi poate de atâtea ori am dovedit față de El infidelitate, nu am fost totdeauna atât de corecți față de El în dragoste și totuși El ne promite că dragostea Lui nu este ca a noastră, nu se mută de la noi. Mai mult decât atât, în dimineața aceasta suntem la o sărbătoare a cinei Domnului, când din nou ne aducem aminte de legământul care L-a făcut El cu noi, prin sângele Fiului Său Iisus Hristos, legământ care El nu-L calcă. Noi poate de atâtea ori L-am călcat, noi de atâtea ori poate n-am fost atât de corecți în legământul nostru și în făgăduințele noastre care le-am promis față de Dumnezeul nostru. Am promis că îi slujim până la moarte și poate am avut de atâtea ori oscilări în viața noastră de credință. Dar Dumnezeu, prin faptul acesta că și în această zi suntem parte la legământul Lui, ne spune încă o dată că El, legământul Lui față de noi, nu și L-a călcat. Și dacă suntem aici, suntem pentru faptul că El mai are milă de noi. Așa spune Dumnezeul nostru care are milă de noi. Datorită milei Lui suntem în prezența Lui, nu datorită meritelor noastre. N-am putea spune: Doamne, în săptămâna aceasta am fost atât de perfecți încât trebuie să ne primești înaintea Ta și să ne răsplătești. Ci suntem aici pentru că mila Lui s-a arătat mare față de noi. De aceea, haideți, așa cum stăm în picioare, să ne închinăm înaintea Dumnezeului nostru, să-I mulțumim pentru făgăduințele Lui care rămân statornice, dragostea Lui, legământul Lui de pace făcut cu noi și mila care și-o arată față de noi în fiecare zi. Să-I mulțumim Domnului și să rugăm să petreacă și în această zi, aici împreună cu noi, să ne dea harul Lui și binecuvântările Lui. Amin. Ne închinăm Domnului.
Vă invit să reocupați locurile, cântăm pentru slava Domnului, după care din nou ne vom ruga Domnului. Glorie Domnului! Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Vom face rugăciunea aceasta înaintea Domnului pentru cei bolnavi, frați și surori care suferă din adunare sau frați și surori care suferă, dar îi știm, fie prin rude, fie prin prieteni, chiar dacă nu sunt de la noi din adunare, îi cunoaștem de multă vreme și ne rugăm pentru ei, Dumnezeu, în dimineața aceasta să asculte rugăciunea noastră pentru cei bolnavi.
lista noastră de bolnavi să cunoaște în adunare și o pomenim mereu pentru că este bine să-i pomenim pe frații noștri în rugăciune. Ce ar fi dacă Domnul ar striga 5 dintre noi și acolo ar fi 6 sau 7 și pe 2 nu i-ar striga? Ceilalți 2 sau 1 care rămâne la urmă nu este strigat. Să simte jenat sau ofensat. Așa este și cu cei care îi amintim în rugăciune. Cazurile noastre vechi de boală pentru frați și pentru surori, începând cu sora Regina și fratele Pumnuț, dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea sănătate și să atingă de ei. Fratele Cristia și sora Mărioara, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei, să se îndure de ei și să-i aducă din nou în adunare. Sora Adriana, care recent ne-am rugat și încă ne rugăm pentru ea, Dumnezeu să îndure de ea și să o binecuvinteze și să o vindece. Fratele Traian Știube, care și pentru el nu de mult s-a auzit, de fapt el mărturisea că a fost la doctor și cazul lui este din nou pus pe lista de rugăciune, să ne rugăm pentru el. Avem pe sora Victoria, care Dumnezeu întărește și vine la adunare, a suferit mult în ultimele luni. Dumnezeu a binecuvântat-o și poate să vină la adunare. Dumnezeu să îndure în continuare. Sora Maria Borbil, care ne rugăm și pentru ea de multă vreme, și sora Florica Lupu, care și ea este bolnavă, și sora Veronica, care a trecut prin încercări de multă vreme, dar acum este în adunare, Dumnezeu să o binecuvânteze. Dar avem și frați în vârstă care sunt tari, așa cum e fratele Iacob Flore, cum este sora Bădulescu, sora Florica Mărunțel, sora Florica Popescu, Dumnezeu să le binecuvinteze, care nu se plâng atât de mult, nu au atât de mare durere, Dumnezeu le-a dat harul acesta. Domnul să-i binecuvinteze, care sunt tari și încă n-au suferințe peste puterile lor. Dar totuși, lista nu se termină aici, dacă ar trebui să ridicăm mâna sau să venim în față, să fim chemați să venim în față pentru rugăciune, pentru cei bolnavi, dar toți care au boli, mă gândesc că n-ar încăpea locul de ei, s-ar umple și la cor și la orchestră și aici în față, cred că ar veni toată adunarea în față, pentru că toți suntem bolnavi. Dar noi amintim cauzele cele mai extreme, cele mai dureroase, dar sunt și alții care încă sunt bolnavi și nu spun. În privința aceasta, dacă am scăpat pe cineva care... Nu am amintit, sora Victoria amintea pe cineva că trebuie să fie operată. Și alți frați și surori care trec prin încercări. Așa cum am auzit săptămâna trecută, n-aș vrea să amintesc prea mult despre lucrul acesta. În scopul acesta aș dori să citesc Psalmul 103. Aici în Psalmul 103 Domnul ne dă niște promisiuni frumoase pentru cei care trec prin încercări și care sunt bolnavi. Și să luăm aminte la Psalmul 103, pentru că este un psalm care ne vorbește de amândouă părțile noastre, și trupești, dar și spirituale. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să dăm citire Psalmului 103. Voi citi până la versetul 14 inclusiv. Binecuvintează suflet pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze în numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă și te încrunează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânie pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre,
ci cât de sus în cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât iese de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile luase de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe de ce suntem făcuți și își aduce aminte că suntem țărână. Domnul să se îndure de noi în dimineața aceasta. Amen. Am citit versetul 5, spune, El satul de bunătăți bătrânețe și te face să întinerești iarăși ca vulturul. În săptămâna trecută mi-a pus întrebarea cineva, când întinerește vulturul, cam la ce vârstă? Și eu, după câte am știut, m-am gândit că cam după 25 de ani sau la cam la 30 de ani vulturul întinerește. Pentru că un vultur trăiește peste 50 sau 70 de ani, eu am spus că am la jumătatea vârstei, între 25 și chiar 30 de ani. Însă nu toți vulturii, atunci când întineresc, rezistă la întinerirea aceea. Procesul de întinerire a unui vultur este foarte greu, peste puterile lui. Așa ca, de exemplu, eu am avut operații cu inima la 60 de ani, sau 61 de ani. Pot să mai trăiesc încă 30 de ani prin harul Domnului, sau 40 de ani. După operația aceasta, dacă nu, ar fi trebuit să mor. Dar dacă Dumnezeu îmi dă ani și îmi dă binecuvântare, inima mea este nouă acum și pot să mai trăiesc poate 30 de ani sau 30 ceva de ani ca tatăl meu, care aproape a trăit 94 de ani. Un vultur la vârsta de 35 de ani sau de 30 de ani, el se retrage în munți, bate cu ciocul de o stâncă până îi cade ciocul jos. Își rupe ghearele și smulge penele și apoi așteaptă o perioadă lungă de tot, să crească ciocul, să crească ghearele și să crească penele. Dacă rezistă la procesul acesta, el întinerește iarăși, este un vultur nou. Are un cioc care poate să vânețe, că altfel lui ciocul este îmbătrânit și nu poate să mai prindă hrana. Ghearele lui sunt tucite și nu poate să mai prindă prada. Iar penii lui sunt grele, îngreuiate, că sunt îmbătrânite. Și în penii lui există un aer care îi dă lui putere ca să reziste la frig. Dacă acest proces care durează foarte lung, poate câțiva ani durează, el moare acolo. Nu oricine poate să treacă procesul acesta. Dar dacă a trecut procesul acesta de întinerire, el mai poate trăi încă 30 de ani sau 40 de ani. De-aia spune aici cuvântul lui Dumnezeu că el întinerește iarăși ca vulturul. Nu toți rezistă la aceasta. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care suferă și pe cei care sunt bolnavi. Domnul să le dea sănătate și însănătoșire și în dimineața aceasta când se va da cina Domnului. Domnul să poată să facă semne și minuni atunci când ne vom părtăși cu Duhul și sângele Domnului. Domnul ne poate vindeca. Are mare putere sângele Domnului. Are mare putere să credem că El nu ne părăsește și nu ne lasă și El ne binecuvintează. Dacă nu vă este greu, mergem pe genunchi, cei care pot să plece pe genunchi, cine vor ruga pe genunchi Domnului și Dumnezeu să se îndure de noi, amin. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnului.
Păi invisării, ocupați locul și o dăm pe Domnul cu o cântare. Și surori, binecuvântăm numele Domnului și în dimineața aceasta. Amin. Pentru un singur fapt, că ne-a dăruit o nouă zi, a răsărit soarele peste noi, ne-a ridicat în așternutul patului și suntem împreună aici. Ar dori mulți oameni să aibă parte de harul acesta și să înrisipiți în nenorocirile lor, în necazurile lor, în boalele lor. Dar omul lui Dumnezeu David, care Biblia îl declară că l-a găsit om cu inima după inima lui, zice în Psalmul 40, versetul 16, să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, mărit să fie numele Domnului. În dimineața aceasta cred că am venit cu toți aici și căutăm numele Domnului și am venit cu scopul acesta de a ne bucura și de a-L lăuda pe El. Și în continuare jumătatea versetului zice, cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Mărit să fie Domnul pentru îndurările Lui, pentru jertfa Lui care a dus-o la calvar pentru noi și ne-a răscumpărat și ne-a dat dreptul să ne numim copiii Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul să treacă în dimineața aceasta în cercetare, prin adunare, printre rânduri, să se atingă de fiecare suflet, de fiecare inimă și la cină, așa cum zicea fratele Dumitru. În cuvintele sale, Domnul să se atingă de fiecare inimă.
Domnul să se atingă de toate bolile și de toate necazurile care noi venim luni seara la rugăciuni, miercuri seara, duminică dimineața, duminică seara când ne întâlnim aici și mijlocim și strigăm către Cel care poate să ne rezolve cauzele și dorințele. Dar El face semne și minuni și se îndură de cine vrea și are milă de cine vrea și Domnul să aibă milă de noi și în dimineața acestei zile de noi, de copiii noștri și să ne binecuvânteze cu pace. Dacă nu cer prea mult, doresc să ne ridicăm în picioare, dând citire doar la 4 versete din Psalmul 40. Omul lui Dumnezeu, David, zicea: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. Ce lucru minunat, slăvit să fie numele Domnului! Doresc ca în dimineața aceasta Domnul să ne asculte strigătele și rugăciunile noastre la fiecare. Nu știu pe nimeni care, cu ce dorință și cu ce scopuri ați venit și cu ce sete în inimile dumneavoastră în dimineața aceasta. Dar David, el zicea: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. E o bucurie să vii în locul acesta, să stăm aici 2 ore și când pleci de aici să știi că ai venit cu un of, cu o durere în sufletul tău și pleci cu ea rezolvată de aici. Că Domnul este Cel care poate să-ți o ridice, să-ți o ieie, să-ți atingă de sufletul meu, de sufletul tău, oricine ai fi aici, tânăr sau bătrân, în dimineața acestei zile și să poți să pleci cu o bucurie în suflet pe care poate o cauți de mult și n-ai găsit-o, dar Domnul dă la toți cei care îl caută. Și versetul 2 zice: m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirile, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Un lucru binecuvântat și minunat pentru noi toți. Nu știm fiecare în dimineața acestei zile și n-avem cuvinte de a-i mulțumi în ce gropi am fost căzuți, în ce prăpastei și mâna Lui ne-a ridicat. El s-a plecat spre noi și ne-a dus și suntem aici la hanul de popoțire și aș dori ca Domnul să ne sature în această zi de bunătățile Lui, de îndurările Lui minunate. Și în versetul 3 zice: mi-a pus în gură o cântare nouă. Un lucru minunat. Dacă cât am pribegit în lume, am umblat printre cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și oricum într-o vreme ca aceasta oamenii caută nu să se apropie, ci să se îndepărteze mult cât se poate de Dumnezeu și să n-audă de pocăință, să n-audă de cuvântul lui Dumnezeu, să n-audă de lucruri care le înstrântează ușa și caută să-i îndrepte și să-i aducă la cuvântul adevărului. Dragii mei frați și surori, e un lucru minunat ca să avem o cântare nouă de laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Să rămână noi dar frica și temerea aceasta de El și laudele Lui să fie neîncetat ziua și noaptea, aici în adunare, pe mașină, în călătoria noastră, acasă în familie, oriunde ne-am găsit, să avem laudele Domnului pe buzele noastre și dorul că într-o zi El a zis că pleacă să ne pregătească un loc și acolo ne va fi El să fim și noi. Doamne, ajută-ne pe toți! Versetul 4. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne, ajută-ne ca să rămânem tari lângă El și credincioși și să n-avem nicio legătură cu cealaltă parte de oameni care zice că sunt trufași și mincinoși și vorbesc lucruri care noi n-avem ce să luăm parte la ele ca să fim în legătură cu ei. Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața aceasta. Doresc ca în rugăciunea aceasta pe care o facem să ne rugăm și pentru familiile care sunt puse pe lista bisericii noastre în săptămâna aceasta. Jacob, John și Jessica, fratele Iacob, Florea, Iacob, Marius și Emanuela. Dumnezeu să binecuvânteze casele lor. Dumnezeu să binecuvânteze familiile lor, copiilor și tot ceea ce le aparține lor și Domnul să ne cerceteze, să ne binecuvânteze. Iar în a doua parte, pentru fratele Nelu Filip, care ne va vesti cuvântul Domnului în dimineața aceasta, Domnul să-i dăruiască o ungere proaspătă prin Duhul Lui, iar nouă să ne dăruiască indeschise de a putea primi cu bucurie cuvântul Domnului în inimile noastre. Ne rugăm pentru cei care sunt plecați în camp, pentru tinerii care astăzi lipsesc de aici și cei care îi însoțesc acolo, Dumnezeu să le dea un timp binecuvântat acolo și să fie sub călăuzirea Domnului. Așa în picioare cum stăm, ne închinăm Domnului și Domnul să asculte rugăciunile și cerile noastre. Amin.
Amin. Vă rog să rămânem ridicați înaintea Domnului, am să citesc cuvântul Domnului care în această dimineață, la acest program special, în care Biserica Domnului este adunată împreună să serbăm cina Domnului cu toții. Vă invit să deschideți Biblie, cei ce le aveți, cei ce nu le aveți la dumneavoastră, vă rog să deschideți împreună cu mine la întâia epistolă pe care Apostolul Pavel o scrie bisericii din Corint și în dimineața aceasta citim cuvântul Domnului din capitolul 10, așa cum îl găsim între versetele 14 și 22, pagina în Biblie 1120 în versiunea Cornilescu. Haideți să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată? Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci, ce zic eu? Că un lucru jertfit idolor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Iubiți frați și surori, acesta este cuvântul Domnului în dimineața aceasta pe care dorim din toată inima Dumnezeu să-L folosească pentru fiecare dintre noi, în așa fel încât El să penetreze inimile noastre, să cerceteze ființele noastre, mintea noastră în mod special, ca să înțelegem clar voia lui Dumnezeu, cât de mare este pretenția lui Dumnezeu pentru copiii Lui, pentru poporul Domnului, care participă în această dimineață în biserica din Pert la masa Domnului. Nu putem sta oricum înaintea Domnului, de aceea cred că este potrivit să ne mai rugăm o dată. Doamne, cuvântul acesta este foarte greu. Te rugăm din toată inima, ajută-ne să-L punem ca o pecete pe viața noastră, pe inimile noastre, pe mintea noastră, El să fie eticheta după care noi să ne ghidăm viața de slujire, de credincioșie, de trăire în această lume înaintea Domnului. Și fiindcă așa cum cei ce ați fost, cred că miercuri la timpul de închinare, vă spuneam, vă invit în această dimineață în mod special în rugăciunea aceasta, după ce ne vom ruga Domnului pentru fiecare dintre noi, ca Domnul să ne țină în harul Lui și să ne protejeze prin cuvântul Lui cel Sfânt, să ne rugăm Domnului și pentru statul în care noi trăim. Așa cum spuneam, săptămâna viitoare, sâmbăta viitoare, vor avea loc alegeri în acest stat. Dar nu doar acest eveniment urmează să se întâmple. În această lună, bisericile creștine neoprotestante din Western Australia sunt unite toate în rugăciune înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm pentru orașul nostru, pentru Perth, în mod special pentru capitala statului nostru și pentru statul Western Australia. Cuvântul Domnului ne spune, rugați-vă pentru cetatea în care locuiți, căci de binele ei atârnă fericirea noastră. Noi suntem așa de fericiți că trăim în această țară binecuvântată, dar avem datoria pe care uneori o uităm. Să ne rugăm Domnului pentru țara în care trăim, pentru autoritățile țării în care trăim și să rugăm pe Domnul, v-aș invita cam în felul următor, Doamne, nu îngădui ca la conducerea acestui stat să ajungă oameni care nu se tem de Tine și care nu respectă Biblia și care au curaj chiar să spună că doresc să schimbe pasaje ale statutelor și regulilor și legilor acestui stat care să le facă să fie în contradicție cu Biblia. Dumnezeu să nu îngăduie lucrurile acestea. Cei ce au astfel de gânduri să nici nu ajungă la conducerea acesta. Dumnezeu poate face lucrul acesta și noi ne rugăm în rugăciunea aceasta și pentru statul nostru și pentru orașul nostru și fie ca Dumnezeu din ceruri care privește la noi să ne asculte. Amin. Așa cum să ne rugăm Domnului.
să fie. Amin. Vă invit respectuos să reocupați locurile. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică, pe toți frații, surorile, tinerii și copiii care sunt în adunare în această dimineață și să ne facă parte de harul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru biserica Lui, pentru poporul Lui, cu fiecare ocazie când ne întâlnim în locul acesta sau în locuri ca acestea în care Dumnezeu este glorificat. Fie ca numele Domnului să fie glorificat în această dimineață și în locul acesta, în mod special, noi ne-am rugat și ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să facă lucrul acesta și lo poate face. Sigur, cred că ați observat în această dimineață, tinerii lipsesc din biserică, ne-am rugat deja pentru ei, ei sunt plecați în camp, un grup chiar numeros, sunt cred că peste 60 din câte am înțeles acolo, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Împreună cu fratele păstor Nelu Filip, care ne vizitează, și cu alți frați din biserică, ieri am avut ocazia să petrecem câteva ore împreună cu ei și am avut un timp binecuvântat acolo, slăvit să fie Domnul, că Domnul este și cu ei acolo. Dorim să spunem bun venit la casa Domnului tuturor fraților, surorilor, tinerilor, copiilor care sunt în adunare din biserica noastră și cu aceeași dragoste vrem să salutăm și oaspeții care avem în această dimineață împreună cu noi. Așa cum deja a fost anunțată familia fratelui păstor Nelu Filip din Timișoara, de la Biserica Poarta Cerului, este împreună cu noi în această dimineață. Fratele Nelu, împreună cu sora Lidia, împreună cu Daniela, sunt împreună cu noi. Alexandra, sigur că este plecată în camp, acum cu tinerii din biserică și sigur cu viitorul ei, soț, cu Daniel Pal. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze familia Filip și cred că de acum ne vom obișnui cu decorul acesta mai des, cred că îi vom avea mai permanent, sau nu permanent, n-aș putea spune permanent, dar mai des în mijlocul nostru, având în vedere evenimentele care urmează să aibă loc în biserica noastră cu privire la familiile Filip și Pal din biserica noastră. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Bine ați venit la Perth și Dumnezeu să vă binecuvinteze cât veți sta aici, să aveți un timp frumos împreună cu noi. În biserică, în această dimineață, avem pe fratele Petru Țurcan din Statele Unite, fratele Petru, vă rog să vă ridicați, să vă salutăm, să vă cunoaștem, să vă invităm și să aduceți salut din biserica de unde veniți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și cât stați în Perth sau în Australia, să aveți parte de bucurii și binecuvântare împreună cu frații de aici, cu rudele pe care le aveți aici. Suntem obișnuiți cu mai mulți frați din America, din familia Țurcanu. Nu știu dacă sunteți același frate care ne-a mai vizitat cu ani în urmă, dar dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze că stați aici, să aveți bucurie împreună cu noi. De asemenea, avem încă pe Leia și pe Grace împreună cu noi din Statele Unite, Dumnezeu să le binecuvinteze și pe ele și cât vor sta aici să aibă bucurie. Dar am impresia că deja mâine sau săptămâna care urmează, Leia urmează să plece la reședința temporară din Statele Unite, unde locuiesc în perioada aceasta. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sigur că de seară frații vor transmite salut pentru frații care vor pleca. De asemenea, avem în mijlocul bisericii noastre pe fratele Augustin Buciu. Frate Augustin, vă rog să vă ridicați în picioare, dumneavoastră ați mai fost pe la noi, vă salutăm cu toată dragostea. Fratele Augustin Buciu este fratele sorei Maria Borbil din Brisbane, venind la noi. Fratele vine cu un salut frumos din partea Bisericii Elim de acolo. Salutul este din 1-a epistolă pe care Apostolul Pavel o scrie Bisericii din Tesalonic, capitolul 5, versetele 23 și 24, unde cuvântul Domnului spune în felul următor: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va chema este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Mulțumim, frate Augustin, pentru salutul care le aduceți din partea bisericii, în mod special din partea fratelui păstor Nelu Istrate de la Elim Brisbane, și Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră aici în mijlocul multelor rude care le aveți aici la Perth. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă avem și alți oaspeți din biserică, vă rog să primiți cu aceeași dragoste salutul nostru de bun venit în mijlocul nostru în această dimineață, dorind ca Dumnezeu să ne facă la toți parte de binecuvântările Lui și de bucurie. În casa Domnului este bucurie.
bucurie că suntem în casa lui Dumnezeu. Și încă ceva, astăzi este o sărbătoare specială. Frații mei, când ne invită cineva la un dinner, la un lunch, suntem așa de bucuroși, înseamnă că suntem printre cei mai apropiați acelei familii care ne invită. Sau au o bucurie specială cu o anumită ocazie să ne invite atunci împreună cu ei la o masă specială. Frații mei, astăzi este masa specială a bisericii în care direct Domnul Iisus Hristos ne invită în această dimineață pe toți să fim parte la masă cu El. Frații mei, surori dragi, credeți că poate fi o onoare mai mare decât aceasta să fii invitat la masă cu Domnul? Dar pentru a fi invitat la masă cu Domnul, cuvântul Domnului ne atenționa și ne spune că noi trebuie să facem lucrul acesta, să nu evităm și să nu ignorăm astfel de invitații, pentru că spune cuvântul Domnului, cine nu mănâncă trupul și sânge Domnului, n-are viață în el însuși. Doamne, nu lăsa vreunul dintre noi fără viață în dimineața aceasta în biserica din Perth. Și fie ca Duhul Sfânt să-l folosească în această dimineață pe fratele păstor Nelu Filip, care va vesti cuvântul Domnului, să Dumnezeu să ne încurajeze și să ne umple de viață din el, care să ne dea dreptul să ne gândim și să medităm serios la întâlnirea cu Domnul din slavă, care cred că nu este departe. Domnul să fie cu noi. Amin. Invit grupul de laudă să slăbească pe Domnul cântând cu o cântare. După această cântare îl invit pe fratele Petru Țurcan din Statele Unite să aducă salutul care îl are pentru biserica noastră și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Yeah.
Pacea Domnului! Slăvit să fie Domnul, căci suntem în casa lui Dumnezeu. Discutam mai devreme cu un frate acolo și spuneam că a fost o întrebare când discutam de ce David spune că aș dori ca toată viața să fiu în casa Domnului. Și au fost foarte multe răspunsuri. Unicul răspuns cel mai frumos, cel mai apropiat a fost că a obosit de atâtea războaie, de atâtea vărsări de sânge și atâta de mult a îndurat din partea vrăjmașilor și a venit în casa lui Dumnezeu ca să se închine. Slăvit să fie Domnul că și suntem în locașul acesta și să ne închinăm lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, iubiți frați și surori, sunt foarte familiarizat cu biserica dumneavoastră. Am privit de multe ori pe internet și corul cum cântă, și tineretul cum cântă, și toată biserica, și chiar pe unii știu și unii stau locurile lor în biserică. Mă bucur de lucrul acesta. Vreau ca să vă spun că în familia noastră suntem 4 frați. Eu sunt cel mai mare. Și cel mai mic este fratele Grigore, care este și el astăzi împreună cu mine. Am venit din Statele Unite, în Perth, la dumneavoastră, în Australia, împreună cu fratele Vasile. Cineva m-a întrebat că nu cumva sunteți fratele care a mai fost. Păi nu sunt eu. Mai este un frate care va veni și el duminica viitoare, acolo este la Melbourne. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte bune lucruri și ne învață foarte frumos cum noi ar trebui ca să-L slujim pe Dumnezeu. Și biserica de unde fac parte, eu sunt din Massachusetts, localitatea Greenfield, este o localitate foarte frumoasă, între munți. Suntem înconjurați de munți, totul este verde, este foarte bine. Numele bisericii noastre este Agape. Îl slujim pe Dumnezeu, suntem o biserică așa mai micuță, suntem la 75 de membri, avem un cor care îl slăvim pe Domnul, avem tineret în biserică, avem copii care îl slăvim împreună și ne bucurăm că avem mesagerii care cresc și aceștia vor continua slujba lui Dumnezeu în continuare. Dar în dimineața aceasta vreau ca să vă spun doar foarte scurt, foarte scurt, că știu că la cina Domnului este programul atât de încărcat și până la urmă oamenii se simțesc obosiți, că stau mult în locul acesta, stau mult pe aceste scaune, dar eu cred că dacă vom trece puțin peste timp, nu-L vom fura niciodată pe Dumnezeu. Vom lua din viața noastră și vom credința-o lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, așa cum spune prorocul Osia, în cartea sa din capitolul 10, versetul 12, dar partea a doua a versetului, care spune în felul următor: este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie mântuire. Frați și surori, astăzi este timpul acesta. Acesta proroc, eu l-am scris așa sau l-am descris așa. A fost prorocul Vechiului Testament, dar este evanghelistul Noului Testament. Ceea ce a spus atunci poporul lui Dumnezeu, că este vremea să-L căutați pe Domnul. Frați și surori, astăzi este vremea aceea când să-L căutăm pe Domnul și să nu ne uităm ce se petrece în jurul nostru. Știm că lumea merge din rău în mai mare rău, dar copiii lui Dumnezeu să se bucure, că avem un Tată în ceruri și cuvântul Domnului spune că astăzi este vremea ca să-L căutăm pe Domnul, pentru că Domnul va turna o ploaie de salvare, de mântuire a sufletelor noastre, dacă vom fi aproape de Domnul. Și apoi vreau să vă spun versetul de salut al bisericii noastre. Avem un verset foarte scurt, dar care vorbește foarte mult. Și acest verset se găsește în epistola către evrei, capitolul 12 și versetul 14. Așa cum îl folosim noi ori de câte ori ne vin oaspeți și le spunem salutul bisericii noastre, așa vă spunem și vouă, ca să mergeți și să continuați în continuare, pentru că am auzit ceva, ne s-a amintit, că să venim să ne sfințim în fața lui Dumnezeu. Și versetul spune așa: urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dacă vom fi aproape de Domnul, îl vom sluji pe El, vom slăvi pe Domnul, vom sta la masă cu Domnul, vom pomeni acele suferințe ale Domnului nostru care a murit pentru noi, pentru salvarea noastră. Domnul ne va binecuvânta. Și ceea ce spune că urmăriți
pacea și sfințirea. Domnul să vă ajute, Domnul să vă binecuvânteze, să vă întărească și vreau să vă spun că mă bucur atât de mult că am venit și la marginile pământului. Când a plecat fratele meu în Rusia, la plecare ne-am îmbrățișat, am dat mâna și am spus că Domnul să te binecuvânteze în lucrare unde mergi, dar când vei merge în altă parte, chiar dacă vei fi la marginile pământului, voi veni și acolo să te văd și mi-a ajutat Domnul ca să fiu aici. Slăvit să fie Domnul! Amin! 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 Slăvit să fie Domnul pentru cuvântul Lui, pentru mesajul de salut care frații din Springfield, din Greenfield, Massachusetts, ne trimit nouă la Perth. Ce frumos! Să urmărim pacea și sfințirea, frații mei, ăsta este cuvântul de ordine pentru vremea noastră. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta din toată inima. Fratele Sebi, împreună cu sora Otilia, vor slăvi pe Domnul cântând, apoi cu toții vom slăvi pe Domnul cântând în timpul acestei cântări, împreună cu grupul de laudă și închinare al bisericii. Vom dărui Domnului darurile noastre de bunăvoie, care așa cum cunoașteți cu toții, în Duminica Cinei Domnului, darurile acestea au această destinație specială, ajutorarea lucrării Domnului din România, în mod special familiile din România, aflate în nevoie, în situații mai delicate, prin care trec frații noștri din țară, din țara de unde noi venim. În această dimineață nu avem cauze speciale, dar vreau să vă spun, uneori cauzele acestea, scrisorile acestea ajung între programele de cina Domnului și atunci, sigur, lucrul acesta este așa de binevenit că avem la dispoziție acest ajutor pe care frații noștri îl dau fraților noștri din România, familiilor aflate în nevoi, ca să putem veni în ajutorul lor. Pe lista permanentă de ajutorare a situației din România, însă rămâne așa cum cunoaștem cu toții, Căminul din Șolonț, din județul Bacău și Radio Vocea Evangheliei. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Cântă familia Turciani, apoi cu toții slăvim pe Domnul și dăruim Domnului darurile noastre de bunăvoie. După ce vom face lucrul acesta, ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului și fie ca Dumnezeu să-L folosească în această dimineață pe fratele păstor Nelu Filip, să vestească cuvântul Domnului și nouă să ne deschidă inimile la cuvântul Lui. Amin. Viața-i plină de întristări, grijuri vin zi de zi. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Iisus ia toată povara ta.
fie.